Salutare, dragi prieteni, bine ați venit la un nou episod de puii mei. A venit și albiță pe aici și mi-e frică să nu vadă un curcănaș. Mulți curcănași au sărit și moțate olandeze au sărit destul de multe. Nu știu dacă știu să sară înapoi, deși curcane am văzut că săreau și înapoi, se duceau la mâncare. Au cam terminat mâncarea, curcanii. Vedeți, nu mai sunt pelete roșii deloc. Trebuie să le mai pregătesc. Haideți să vă arăt și mâncarea pentru curcani pe care o am. Asta e. Am aici 30 de kilograme, dacă nu mă înșel. Și de pui mai am destul de multe, tot vreo 30 de kilograme. Este ultima zi în care ei vor sta în... Vor ieși afară, vedeți ce au făcut, cum arată iarba acum. Ciupesc destul de multă iarbă. Ups. Ce bine e să stai jos după o zi de muncă. Da, am avut foarte multă treabă astăzi în livadă și în grădină. Și am făcut și Q&A-ul. A durat ceva, ce să zic. Și acum mă mai relaxez și eu puțin cu puișorii. Iar se face seara, trebuie repede să mă duc să le fac cotețul. Nici nu mai știu ce am vorbit. V-am zis, este ultima seară în care vor sta afară. Urmează să meargă în coteț și să stea acolo. Următorul episod îl veți vedea în acel coteț. Cei de mătățată olandeză piuie, cred că vor înapoi înăuntru. Cu siguranță crescătorul mi-a greșit comanda, pentru că v-am zis, eu nu am... Ia uite-l! Cred că n-ați apucat să-l vedeți curcanul ăsta cum s-a înfoiat. El are nici 2 săptămâni și se înfoaie. Foarte prietenoși și dacă stau cu ei, vin toți la mine, mai ales curcanii și cei albi și cei bronzați. Să vedem dacă se mai înfoaie ăsta alb. Vedeți pe cei de afară, fac ture pe aici prin prejur. Ăla vrea să intre înapoi. S-a descurcat, bine că o să-l iau plasa asta și vrea înăuntru, dar nu știu dacă stă el să-l prind. Ia să vedem. Asta. Da, cresc destul de repede, unul are o pană într-o parte. Haideți să vorbim puțin și despre puișorul care avea ceva la funduleți. Mulți mi-au zis că e ciupit de ceilalți pui. Să știți că nu este cazul, sau nu a fost acel caz. Nu avea absolut nicio lovitură la fund. Pur și simplu mi se aduna mizerie, balega acolo și făcea... balegă cu sânge, dar i-a trecut, acum este bine. Se înghesuie acolo, dar sunt sigur că nu de frig, pentru că foarte mulți sunt foarte vioi. Eu cred că le este puțin frică de mine. Cel din cadru, din mijloc, este mătase japoneză, sunt foarte activi și ei, mai este încă unul în spate. Ei știu că sunt mai sensibili puțin din anii trecuți. Am avut... Uitați-l pe celul care are ceva la fund. Încă e murdar. Acela este o rasă. Chiar nu știu rasa. Sincer, nu am vrut eu rasa aceea, dar asta este ce am, asta am. E bine că am. Curcanii foarte, foarte prietenoși. Când sunt în picioare le este cam frică, dar când stau jos le vin lângă mine. Am mulți combinații negru cu maro și albastru cu maro, deci cei albaștri cu maro, adică gri cu maro, sunt... Nici de cipicioși ăștia. Da, cei gri cu maro sunt australor cu, nu știu, combinație cu maro, și cei negri cu maro sunt Jersey Giant cu alt puișor maro. Cei de afară vor înăuntru, cei din înăuntru vor afară. Vă dați seama, niciodată
nimeni nu-i mulțumit de ce are și întotdeauna iarba este mai verde în curtea vecinului. Ok, prieteni, cam ăsta a fost episodul. Puișorii cresc, nu este diferență decât de 5 zile de când ați văzut ultimul episod. Cu toții sunt bine, mănâncă, sunt activi, fug pe aici. Le place foarte mult afară, abia așteaptă să-i aduc afară. Mai greu îi prind când să-i duc înapoi. Ia uitați-l pe ăsta gri cu mare pene maro la gât. Eu am crezut că sunt murdari, dar nu, sunt pene maro acelea la gâtuțul lui. Și v-aș mai arăta și alții, dar nu mai văd. Oricum, să vorbim puțin și de Faveroles. Asta e o fetiță de Faveroles 100% și cel care are un pic de maro este băiețel. Nu știu dacă să-i tai pana la acest curcan, cât de frumoși sunt paduanii. De acum, de când sunt mici, au penele foarte, foarte frumoase. Piuicioși ăștia de afară trebuie să învețe să stea înăuntru, să fie cu minți. Da, cam ăsta a fost episodul. Vă mulțumesc din suflet că m-ați urmărit și eu și cu puișorii mei vă mai așteptăm cu mare, mare drag pe canalul meu, așa că nu ezitați să dați subscribe și să vă abonați, bineînțeles, care e aceeași chestie. Ceau, prieteni, v-am lăsat!